Lăudat să fie Domnul! Amin. În primul rând, dragi frați și surori, din toată inima spunem binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Amin. Până aici ne-am bucurat, a fost frumos, atât de frumos încât eu stau dispus să spun un amin să stau jos. Dar mă tem că frații m-ar certa după aceea. În al doilea rând, dragii mei, vă aduc sfinte salutări din partea Bisericii din Kitchener. Frații, vă salut cu psalmul 20, să vă asculte Domnul în ziua necazului. Amen. Și nu numai, oricând chemați pe Domnul, să vă asculte Dumnezeu. Amen. În al treilea rând, mă bucur să fiu cu soția mea Diana în această seară, împreună cu dumneavoastră la părtășie, pentru ei prima oară la Biserica Ghețimani. Eu știam că e prima dată pentru mine. Fratele Nică, fratele Costel îmi spun că am mai fost ani mulți în urmă. Dacă așa au fost, lăudat să fie Domnul, în această seară sunt din la părtășie. În al patrulea rând, dacă mai număr bine, pentru mine e unu jumate seara. Îs obosit, vocea mă cam lasă, cât mai țin bateriile, Domnul să ne ajute să se îndure de noi să lase hard, dragii mei. Și în al cincilea rând, mă bucur că în această seară să slujesc în mijlocul dumneavoastră cu atâția prieteni pe metru pătrat, că n-am predicat niciodată am fost în multe biserici, ne bucurăm cu frați care îi cunoaștem, dar în această seară chiar e o bucurie cu oameni scumpi și dragi care deseori am slujit, oameni care ne-am bucurat în părtășia lui Dumnezeu, oameni care Dumnezeu i-a folosit în viața noastră, Doresc Domnul să-i binecuvânteze. <coughs> în formatul care fratele Mărtut spunea, fratele David, fratele Aurel, fratele Costel, ne-am bucurat la Kitchener și ne-am bucurat de harul care Dumnezeu le-a dat și în această seară dorim ca și aici la Ghețimani să mai lase Dumnezeu har pentru noi împărtășie. Ne ridicăm cu toți în micioare, ascultăm patru versete din Isaia, capitolul 5, primele patru versete, pagina 685. Isaia 5, 1, 2, 3 și 4. Voi cânta, preiubitului meu, cântarea preiubitului meu despre via lui. Preiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mânoasă. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre, a sădit în el vițele cele mai alese, a zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un teasc, apoi trăgea nădejde care se i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum, dar, zice Domnul, locuitori ai Ierusalimului și bărbați ai lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Amin. Amin. Vă mi cu respect să reocupați locurile. Dragii mei, începe Isaia spunând despre o cântare care se cântă prea care aici îl prefigurează pe Domnul Hristos, Mântuitorul nostru. Această cântare este cântarea mântuirii care prevede pe cei ce au fost mântuiți de Domnul Iisus Hristos. Această cântare am cântat-o și noi în această seară în multele și frumoasele cuvinte care au fost intonate în cinstea lui Dumnezeu. Aveam noi cântări frumoase, o cântare de mărire, am în inimă mereu, de când l-am găsit pe Isus la calvar. Cântarea aceasta, dragii mei, reprezintă lucrarea mântuitoare care Dumnezeu a făcut-o în inima noastră. Cântă îngerii în ceruri în fața lui Dumnezeu neîncetat, de la începutul creației lor, nu a noastre, de la creația lor, îngerii laudă și îl preamăresc pe Dumnezeu. Cuvinte de farmec și de laude sunt intonate în cinstea împăratului. Dar vreau să vă spun, dragii mei, cântarea lor nu poate echivala greutatea cântării care noi o cântăm înainte lui Dumnezeu. Și motivul pentru care ei nu pot cânta ca și noi, este că noi am fost cumpărați cu un preț sfânt, cu sângele Domnului Iisus Hristos. Și lucrarea de noire, de mântuire, lucrarea care Dumnezeu a făcut-o noi, este atât de minunată încât nimeni decât cei mântuiți nu pot cânta. Și ca să înțelegeți cât de profundă e lucrarea de mântuire, vă dau un exemplu. Cu ani mulți în urmă, în România, un bărbat lucra ca și miner. Nu-l cunoștea pe Dumnezeu, avea o viață ca oamenii din lume. Mergea în mină și când venea înapoi afară, cu banii câștigați, mergea să bea și se îmbăta pe cinste. Mergea acasă, supăra soția, situația era ca unul care trăia în lume. Într-o zi, omul acesta, plecând de la lucru, se oprește la o cârciumă să bea. După ce se îmbată bine acolo, merge mai departe să mai bea un pic și la alt loc. În schimb, în timp ce merge către al doilea loc de băut, trece pe lângă o biserică tradițională. Acolo, în curte, Sfântul sătea întins pe cruce. Și i-a venit lui un gând, ar fi bine să bea și cu Sfântul în ziua de azi l-a rupt de pe cruce, l-a luat în spate pe Domnul Isus și a intrat în crâșmă. Când a intrat în crâșmă, l-a pus pe un scaun lângă el și zice barmanului, am băut cu mulți în viața mea, dar cu sfântul ăsta n-am băut niciodată. Dă-ne la mândoi de băut pe loc a golit crâșma. S-au panicat oameni, au fugit afară, au chemat preotul, au chemat autoritățile, cu chiu cu vai l-au pe sfântul din brațele lui, i-au făcut dosar penal, a închetat și de-abia a scăpat de anchetă. Apoi a văzut câteva minuni care Dumnezeu le-a lucrat în viața lui și vă dau una dintre ele. Mergând împreună cu doi frați la un vas de lucru, un om folosit de Dumnezeu, intră în casa lui și prorocește în felul acesta acest vas al Domnului unui om care nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Bărbatul care a făcut ce n-a făcut nimeni în viața lui. Și continuă câteva alte detalii. La alt bărbat din grupul acela de cei trei îi spune Domnul în felul acesta, acesta era pocăit. Bărbatule, pentru că în casa ta n-ai făcut rânduială, pentru că soția ta conduce casa și tu nu ți-ai asumat rolul de soț, din cauza aceea când vei ajunge acasă, în poarta casei tale va fi un semn de durere. Când se termină rugăciunea, prorocul un pic perplex întreabă, așa lucrare n-am auzit niciodată, Auz un om care a făcut ceva ce nu a făcut nimeni niciodată, ce ai făcut? Și el povestește cum l-a rupt pe sfântul de pe cruce și au mers să bea împreună cu el. Apoi, când pleacă grupul acesta către casa celui care i-a Domnul că va fi un semn de durere în, în poarta casei lui, de la depărtare, apropiindu-se de poarta lui, văd un grup mare de oameni adunați afară. Când se apropie, întreabă, oare ce-o fi la tine în poartă? La care cel nepocăit, care o bă cu Sfântul, spune în felul acesta, dar ce ți spus prorocul acela? Că va fi un semn de durere. Și când se uită mai atenți, precum era în România, un steag de doliu pus în poartă. Când ajung acasă, intră înăuntru întreabă ce s-a întâmplat, băiatul lui Daniel a plecat la scăldat și, din nefericire, s-a necat. A înțeles că era vremea de pocăință și a pus casa în înduială, așa cum i-a vorbit Dumnezeu. Și la un timp oarecare, împreună cu același grup, cu cel nepocăit și celălalt prieten, merg la alt cerc de rugăciune. Și printr-o soră care nu-i cunoștea, nu știa situațiile lor, vorbește Duhul Sfânt către cel căruia i-a murise bărbatul, băiatul. Bărbatule, pentru că ți-ai pus casa în înduială, și pentru că ai făcut ordine în casa ta, la anul pe vremea aceasta am să-ți dau un alt Daniel. Au fost semne concrete prin care Dumnezeu, în inima acestui bărbat nepocăit, a lucrat într-un mod profund. L-a convins prin Duhul Sfânt că există Dumnezeu. Și acest bărbat care a făcut ce n-a făcut nimeni niciodată, s-a pocăit, actualmente este membru în biserica din Chiciner și vedem în viața acestui om cum Dumnezeu împlinește cântarea de laudă pentru împăratul. Dumnezeu mântuie oameni laudat să fie în numele. Amin. Nimeni nu poate cânta cântarea aceasta decât cei ce au fost răscumpărați cu sângele mielului. Pentru că noi am fost cumpărați cu un preț nemaipomenit. Am fost răscumpărați din groapa piirii, De acolo unde în mintea noastră, în gândurile de șartele vieții acelea, Dumnezeu ne-a găsit, dragii mei, Dumnezeu ne-a salvat, ne-a smuls din ghearle celui rău, ne-a dat un viitor și o nădejde. Și în această seară, în Chicago, la Biserica Ghețimani, oameni de pretutinde ne-am adunat împreună, nu pentru că suntem noi frumoși, nu pentru că avem noi cluburi politice comune, ci pentru că în centrul atenției noastre este Domnul Iisus Hristos. Este Cel ce ne-a mântuit, ce a plătit cu sângele Lui pentru noi și în cinstea numelui Lui ne-am adunat cu toți împreună cu o singură dorință, ca să cântăm preibitului nostru, cântarea preibitului nostru, adică mărit să fie Domnul Isus. Și spune Isaia, dragii mei, înaintea Lui se cântă această cântare frumoasă, pentru că preibitul avea o vie pe o câmpie foarte mânoasă. Prebitul acesta, mântuitorul nostru, și-a ales o vie care să fie a lui, într-o livadă deosebită, spre deosebire de orice altă cultivare, acest preaibit și ales o vie care să fie a lui. Și observați ce face. Ia săpat pământul, l-a curățat de pietre, a sădit în el vițele cele mai alese, a zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un tiasc apoi trăgea nădejde care se facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Rodul care a ieșit din această muncă a fost un rod nepotrivit. Măcar că pământul era bine săpat, măcar că a fost curățat, măcar că munca a fost făcută cum trebuie și resursele au fost la îndemână, roadele nu au fost cum trebuiau. În această seară, dragii mei, gândul care Dumnezeu mi l-a imprimat în inimă și în minte, stând și cugetând înainte lui Dumnezeu, a fost gândul acesta. Ziditorul, grădinarul își verifică roadele. În această seară, în Biserica Ghețimani, Ziditorul și cel care și-a săpat această vie, Grădinarul cel prea înalt, verifică roadele noastre. Și va vrea Dumnezeu să vadă ce fel de roade am adus. Roadele sunt extrem de importante, pentru că roadele demonstrează de fapt ce este în noi. Roadele, dragii mei, nu pot fi fabricate, ele există din viața care este în noi. Un pom care este viu va face roadă. Roada nu este fabricată, ea rezultă din vitalitatea plantei din care ea derivă. De aceea, în viața noastră, ca oameni mântuiți, a venit astăzi grădinarul să vadă roadele care sunt în noi. Vom face îndată o rugăciune pentru cei care au nevoie de intervenția Domnului. La o strigare într-o biserică oarecare, dragii mei, când este vorba de ungere cu un de și mai ales când știm că Dumnezeu are oameni pe care îi folosește, oameni care Dumnezeu i-a folosit de mai multe ori, parcă așa prindem un curaj, dacă ieși și eu în această seară, Domnul sigur mă vindecă. Și avem această percepție și dorință și voință ca Dumnezeu să atingă de noi. Dar, dragii mei, ca să putem intra în planul de binecuvântare, în planul de vindecare al lui Dumnezeu, va trebui să se vadă în viața noastră roadele. Cuvenite. Ele demonstrează o pocăință autentică și o trăire cu Dumnezeu. Și vreau să vă încurajez în această seară demonstrându-vă că Dumnezeul nostru este același cu adevărat ieri, azi și în veci, că Isus Hristos mai lucrează și în ziua de azi. Și să vă încurajez, dragii mei, că am de plină convingere că dacă ne rugăm, Dumnezeu ascultă rugăciunea și dacă Dumnezeu va găsi roadele cuvenite la noi, atunci, dragii mei, avem certitudinea că în această seară la Ghețimani vom vedea cu adevărat semne și minuni. Și ar rămâne o ultimă întrebare. Cum s-ar putea că acolo unde se investește marele Stăpân, nemaipomenitul grădinar, în loc să fie roadă bună, să apară roadărea? Haideți să observăm textul împreună. Când spune Sfânta Scriptură, dragii mei, Că i-a săpat pământul. Gândiți-vă ca o grădină să fie bună trebuie să fie bine săpată. Pământul trebuie săpat, nu sunt cultivator. N-am avut harul să mă laud că am crescut oi în România, că am avut livadă, n-am avut harul acesta. Sunt din generația mai tânără. Cineva, dacă mă întreba câți ani am, spune, ziceam în Irlanda când eram într-o vizită, nu vă spun că dacă vă spune câți ani mă desconsiderați și mă trimiți acasă. De aceea rămân o taină. Dar, dragii mei, n-am acest har să mă laud cu cine știe câte cultivări. În schimb, am socrii care sunt deosebiți și socrii mei încă trăiesc visul românesc în Canada. Noi acasă avem o grădină noastră și plantăm acolo roșii, castraveți, ardei, ca să simțim ca românul veritabil că mâncăm din munca noastră. Și socrul spune, așa de bine îți veni în grădină ei, o roșie care ai făcut-o, ai crescut-o tu acolo, are un gust mai bun ca ai buncitul la ea. Și am învățat că trebuie să sap pământul. Anul trecut nu l-am săpat cum trebuia în pregătire de primăvară am plantat, drept urmare, n-au ieșit roșiile foarte bune. Ne au ieșit roșii mici, dar le mari n-au ieșit. Și acum trageți noi concluzii. Trebuie să sap pământul. Pământul a fost săpat ca să fie pregătit pentru ce avea mai apoi să fie cultivat și pus în el. Dar mai mult, dragii mei, ca să asigurăm că acel pământ este bun de plantat, grădinarul mai face un pas și spune Biblia, l-a curățat de pietre, a scos din el impuritățile și acele elemente care puteau să împiedice sămânța pusă în pământ. Cu adevărat, să avem un teren bun, pregătit, în care o sămânță să poată să încolțească. Dacă le traducem spiritual în viața noastră, pentru că este o prorocie dragii mei este o prorocie simbolică care face referire la viața poporului Israel de atunci dar astăzi pentru noi în aceeași măsură vorbește despre viața noastră a celor mântuiți dacă ar fi să o traducem în ziua de azi pământul, dragii mei, reprezintă inima noastră. În pilda semănătorului se spune că sunt patru feluri de pământ în care cade sămânța. Dar Domnul remarcă în Matei, în capitolul 13, că inima este pământul în care cade sămânța aceea a cuvântului Domnului. De aceea când este vorba că Dumnezeu a săpat pământul, prezintă aceea lucrare și prelucrare a inimilor noastre. De-a lungul vieții noastre, Dumnezeu tot lucrează în dreptul nostru, tot trimite impulsuri și îndemnuri inimii noastre din partea Sa prin Duhul Sfânt, prin mesajele minunate, prin cuvinte frumoase, prin cântări spre slavă lui Dumnezeu, prin cuvinte profetice, Dumnezeu sapă pământul inimii noastre. Dar mai mult, intervine să scoată pietrele afară și să ia de acolo acele impurități care pot să fie în viața noastră, ca piedici literalmente în cale Evangheliei. Și Dumnezeu, dragii mei, care este drept și sfânt și drept cuvântului său și credincios cuvântului său, când venim înaintea lui, ne căim și ne mărturisim, Dumnezeu ne dă iertare, mărit să fie în numele Domnului. Dacă vreți dovezi, sunt multe. Vă dau una simplă. Eram împreună cu fratele păstor Vasile Hozan, în altă țară, la o stăruință după Duhul Sfânt. Eram mai mulți adunați împreună la rugăciune, timp în care un tânăr și el stăria după Duhul Sfânt. În dreptul acelui tânăr, Duhul Sfânt face de cunoscut că avea niște lucruri de mărturisit. Ne-am apropiat și i-am spus. Mi-a spus că nu vrea să mărturisească. Și sigur, dacă nu vrea, nu vrea. E foarte simplu, mergem mai departe cu rugăciunea. Noi nu forțăm pe nimeni, nu batem pe nimeni să mărturisească. Ne-am dus mai departe să ne rugăm pentru ceilalți. Primeau două sfânt alții. Acest băiat, în schimb, insista mai departe și nimica nu se mișca. Înspre finalul serii, mă bate cineva pe umăr. Încă era mă în rugăciunea străitoare. Era acel băiat. Ce dorești? vreau cu tine și cu moșul ăla să ies să discutăm. Bine, ies cu fratele Hozan de o parte într-o altă cameră, să de vorbă cu el. Scurt și la subiect că nu avem timp, e la rugăciune, zice să nu să ne putem ruga cu tine. Și omul își să inima înainte lui Dumnezeu. Acum, dragii mei, noi știm că orice mărturisire este luată, îngropată și cu asta merge mai departe și noi știm că Domnul iartă pe oricine. Dar știți că și noi ca oameni, când auzim câte o mărturisire în mintea noastră, noi le evaluăm și noi ca și oameni. Parcă sunt mărturiiile care le spunem, da, Dumnezeu iartă. Dar parcă e care spunem, mă da, asta chiar că e grea, asta chiar că e complicată. Dar și acolo Biblia spune că Dumnezeu iartă. L-am ascultat, ne-am rugat împreună cu el și l am încuvințat că Dumnezeu îl poate ierta. Dacă ar fi, dragii mei, să vă gândiți la ce fel de lupte erau, poate să-i spus, mă, nu-i demn să primească Duhul Sfânt. Dar am intrat înapoi în sanctuar și-un preț de câteva minute scurte după aceea, Domnul a botezat cu Duhul Sfânt. Am. Nu numai atât. imediat după aceea s-a oprit rugăciunea, el nu se mai oprea. Noi filmul musafiri ne-am tras de o parte cu frații gazdă și am intrat într-o altă cameră la masă. Aveam un drum după aceea spre casă. Și când am venit înapoi, dragii mei, în sanctuar, să ne luăm Biblia și hainele să plecăm, acel băiat încă se ruga și îl lăuda pe Dumnezeu în alte limbi că Duhul Sfânt coborâse la lucru, dragii mei. Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunea și când ne mărturisim Dumnezeu i drept cuvântului Său să ne ierte de orice greșeală mărit să fie numele Domnului. Probabil că dacă e vorba de mărturisire, ar fi bine de spus un cuvânt sau două foarte pe scurt a ceea ce înseamnă mărturisirea. Dragii mei, vă rog să mă ascultați foarte bine. Mărturisirea nu este spovedanie. Pentru noi mărturisirea a devenit pur și simplu o spovedanie. Mă duc la fratele păstor, îi spun, auzi, am făcut asta, 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 Doamne ajută, lasă-mă în pace. Și plec acasă mai departe. Adică îmi descarc povara mea ca să-mi împac cugetul și mă duc mai departe să ce, dragii mei? Să mai păcătuiesc săptămâna viitoare. Și apoi iară vin la păstor și iar mă spovedesc și iar mă duc apă și iar păcătuiesc și uite că ne tot spovedim și tot nu ieșim. Și apare întrebarea, cum de frate s -a tot mărturisit și noi ieșim ieșit de acolo? Pentru că n-am înțeles de fapt ce înseamnă mărturisirea în sens biblic. Aici e o doctrină întreagă, luam mult să explicăm, mă rezum la aceste scurte cuvinte. Dragii mei, Cuvântul tradus prin mărturisire în Biblia Cornilescu, în originalul grecesc, apare ca o expresie care înseamnă a vorbi la fel. A vorbi la fel cu cine, dragii mei? Evident, cu cel care luminează cugetul nostru și ne arată ce trebuie îndreptat. Anume, zicea Pavel, cugetul meu luminat? Foarte simplu. Pentru că cel ce luminează cugetul nostru e Duhul Sfânt. Și prima lucrare care o face Duhul Sfânt în viața omului, spunea Mântuitorul, va dovedi lumea vinovată de păcat. Când apare Duhul Sfânt la nivelul minții mele, a cugetului meu, lumina sa prezintă exact ce este în mine. Eu am așa un exemplu pragmatic soția mea care este cu mine totdeauna are grijă să mă îmbrac cum trebuie, să fiu prezentabil ca să este imaginea ei dacă ar fi după mine, mă duc în călătorie la o misiune de 10 zile cu o cămașă și un costum, e foarte simplu simplu ca bărbat, ea spune ferească Dumnezeu, mă faci de râs se întâmplă ceva, eu îți devină, nu tu da, dar mi-e simplu ce să fac cu 10 cămași pe mine acolo, o cămașă mi de ajuns pentru mine așa lucrează dar care e problema? Dacă la o cămașă este o mică pată și afară este întuneric, cum este acum, și mă întâlnesc cu cineva, nu mă chiar stresez, că în întunericul de afară nu se vede. Dar dacă intrăm, cum este aici, cu multă lumină, pata aceea mică devine foarte evidentă. Și deodată devin foarte incomod, nu știu cum să stau, să nu se vadă, să nu mă vadă cineva, am o pată. Ei, dragii mei, când lumina Duhului Sfânt coboară și iluminează mintea noastră, toate petele care sunt acolo, ies la ivială. Acele comportamente care nu onorează pe Dumnezeu, acele trăsături care nu sunt nobile, acele fapte care au adus injurii, dacă vreți, la adresa naturii lui Dumnezeu, toate acele lucruri ies la ivială. Și scopul Duhului Sfânt, în luminarea aceea, este să mă condamne că n-am făcut bine. Observați, nu pentru moarte și pentru viață. Și aici facem foarte simplu distinția între lupta care o face diavolul și între lupta Duhului Sfânt de convingere. Când ne convinge Duhul Sfânt că am păcătuit, întotdeauna mai este șansă. Întotdeauna mai este iertare. Fiul risipitor spunea, mă voi scula, mă voi duce la tatăl și îmi voi mărturisi păcatul. Tată, am făcut asta. Și evident, implicit era că tatăl îl va ierta. Când te acuză diavolul în cugetul tău, acolo nu mai este nicio speranță. Când apare gândul, am păcătuit, gata, s-o terminat, Dumnezeu nu te mai vrea direct în fundul iadului, s-o terminat cu mine, să știți că în momentul ăla, la la diavolul. Diavolul niciodată nu dă speranță. Duhul Sfânt, când te convinge, când te condamnă pentru o faptă rea, întotdeauna îți dă speranță. Pe crucea din Calvar a murit Fiul lui Dumnezeu, a plătit cu sânge Sfânt, ca orice faptă, cât de josnică, cât de murdară, cât de grea să fie plătită pe deplin în jertfa sfântă, iar eu ca păcătos să fiu deplin eliberat, mărit să fie Domnul! Amin. asta e iertarea dată nouă, dragii mei, și asta este o iertare dată prin har de Dumnezeu, oricăruia vină la El și atunci mărturisire înseamnă, a vorbit la fel, Duhul Sfânt mă convinge că fapta asta n-a fost bună și eu când mărturisesc spun așa, da, Doamne, admit că așa este. Duhul Sfinte e dreptate. Ce ai spus tu așa este. Că de aia îi spune Ioan, dacă spunem că nu avem păcat, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Adică el mă convinge că n-am greșit și eu mă cred mai deștept ca Dumnezeu. Doamne, nu-i chiar așa cum crezi tu. Adică pe el îl fac mincinos. Dar când eu mă mărturisesc, admit că ce spune Duhul Sfânt e adevărat. Admit că fapta aceea, gândul acela, practica aceea n-a fost bună. Și acum dorind ca să ies din lupta aceea, caut un frate care este echipat pentru această lucrare și ca martor pentru cugetul meu îi spun, frate, uite, eu realizez că ce mi-a zis mie Duhul Sfânt e drept. Înaintea lui Dumnezeu admit, eu am greșit în domeniul acesta. Acum tu ca martor împreună cu mine, roagă-te ca Dumnezeu să mă ajute să ies din lupta aceasta. Și eu mă angajez înaintea Dumnezeului cel viu, că din ziua de azi, ce mărturisesc, ce admit în fața lui, n-am să mai fac că trăiesc. Când te mărturisești așa, capeți în durare. Dacă te spovedești, ai să tot vii la spovedanie până în ziua când ai să mori. Și n-ai să ieși de acolo. Când te mărturisești, cum zice Biblia, acolo este îndurare. De aceea spunea Proverbe 28: Cine își mărturisește păcatele și se lasă, capăt îndurare, mărit să fie Domnul. Dragii mei, stăpânul acesta a curățat pietrele, și-a luat toate impuritățile din pământul acela ca el să fie bun. În momentul când noi venim la El cu mărturisire, cu căință, cu milință, Dumnezeu, care e credincios și drept cuvântului Său, îngroapă acele păcate și ne scapă de ele. Și fac o remarcă aici, pentru că noi deste ori avem și o teologie populară care dă bine, dar nu iese bine biblic. Dragii mei, ce face Dumnezeu cu păcatele noastre cele multe? Unde le bagă Dumnezeu? În Marea, ai ce fain ar fi. Problema este că Marea Uitării nu există în Sfânta Scriptură, dragii mei. Căutați-o din Geneza până în Apocalipsa, căutați pe resurse creștine și unde vreți dumneavoastră, și în greacă și în ebraică. Marea Uitării nu există. În Mica, capitolul 7, în schimb, în ultimele trei versete spune care Dumnezeu este ca tine, care iubești mila, tu ierți vina poporului tău și auziți, tu iei păcatele noastre și le pui în fundul mării. Adică le bagă Dumnezeu în cel mai jos loc posibil în care este imposibil să mai ajungi. Le ascunde acolo Dumnezeu, că astea nu se uită, astea Dumnezeu refuză să le mai pună în discuție, în baza faptului că le-a plătit în jertfa fiului său, iar pe tine te-a eliberat pe deplin, mărit să fie numele Domnului. De aceea în ziua cea mare vom sta cu pieptul în față, nu cu mândrie, cu bucurie și liniște în fața Domnului, că toate păcatele noastre au fost rezolvate, au fost îngropate, iar noi vom sta în fața Lui ca mântuiții Domnului Isus, măriți să fie numele Său. Toate aceste pietrele i-a stăpânul. Și acum zice Biblia că a sădit în el elvițele cele mai alese, rodul cel mai bun, ce trebuia să dea randament excepțional, o viață nouă. Asta înseamnă o naștere din nou. Dar mai face ceva. Zice Biblia că a zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un teasc. Turnul, dragii mei, întotdeauna avea acel scop de a fi locul de veche, locul de protecție. În turn se veghea asupra acelui loc ca să nu vină nimeni să distrugă locul acela. Și dacă ne întoarcem înapoi în stil profetic și biblic, când folosim expresia de turn, întotdeauna are de face cu acest aspect al veghii prin Duhul Sfânt legat de aspectul profeției. Dumnezeu a lăsat în viața noastră acele momente speciale în care prin Duhul Sfânt ne-a trimis semnale, ne trimite atenționări și Dumnezeu ne vorbește. Și o zic, laudat să fie Domnul că încă ne vorbește. Dragii mei, știți că de exact vorbește Dumnezeu? Hai să vedeți, nu de acum de 50 de ani, vă dau de acum de 3 zile în urmă. Este o lucrare în România, printr-un vas al Domnului, pentru noi aici, în Canada, și era cuvântul Domnului așa, de grabă biserica trebuie convocată să intre în mijlocire, să insiste înaintea Domnului, pentru că cel rău a făcut un plan să lovească într-o familie și să lase un semn care să fie o mare durere și o mare întristare pentru biserică. Dar dacă biserica va insista și va mijloci, Domnul dă la o parte planul acesta. Va fi doar un semn demonstrând că Domnul a vorbit, dar nu va fi nicio pagubă. Azi seară, suntem acum vineri noapte, deja e sâmbătă, da, vineri noapte, joi seară la biserică, acum o zi în urmă, am convocat biserica în aceea rugăciune și am insistat cu frații și am rugat și am zis credem că Dumnezeu ce a vorbit împlinește. Noi mijlocim, El ne va ajuta. Și în această seară, printr-alt vas, care nu ne cunoaște pe noi, n-a cunoscut aceste descoperiri, confirmă Duhul Sfânt public între dumneavoastră că rugăciunile făcute la noi au fost ascultate. Ăsta e Duhul Sfânt care lucrează, mărit să fie numele Domnului. Observați cât de frumos le leagă Duhul Sfânt de una de alta. Acest turn a fost pus acolo să asigure că în vie toate vor merge cum trebuie. Și mai era și un teasc. Și teascul era la locul unde se, se, storcea strugurile ca să iasă dulceața aceea a unui suc de struguri bun. Este, dacă vreți, acel lucru care înveselește pe om. Și noi am cântat în această seară, vin din cer mi-ai dat să sorb și pe ochi mai un tine și cu cât am fost mai orb, cu atât Tu mi-ai dat lumină. Am cântat, dragii mei, că noi n-am băut din vinul lumii acesteia care ia mințile oamenilor, ci noi, prefigurând, dacă vreți, am primit din Duhul Sfânt să bem cea mai dulce apă, cel mai dulce, dacă vreți, suc, dacă am putea să spunem, care ne-a înviorat viața, ne-a îndulcit viața și-a lăsat Dumnezeu manifestări minunate în viața noastră pentru care noi spunem lăudat să fie Domnul. Asta este teascul. Și observați că în viața noastră practică, Dumnezeu lasă momente concrete în care își demonstrează autoritatea și înveselește biserica într-un mod cum lumea niciodată nu poate să facă. Observați că deja am stat 5 ore în adunare, 5-6 ore în adunare, dragii mei și până aici ne-am bucurat de părtășie. M-aș fi gândit că să fi spus, hai să plecăm acasă, că a fost destul de lung. Ne-am rugat destul, am cântat destul. Dar mă uit la dumneavoastră și cu neafra de nerubrie, zic și eu la fel. Când vă văd cât de frumos ascultați, parcă mie mie să mai vorbesc. Pentru că, dragii mei, ne uităm la faptul că Dumnezeu ne îmbucură inima prin lucrarea care o face prin Duhul Sfânt. Nu ne poate da lumea niciodată, spunea Domnul Iisus, apa care o beți din fântâna aceasta, o beți azi și mâine iar aveți nevoie, dar vă dau o apă care dacă va bea cineva din ea, îi va țâșni din inimă un izvor de apă vie până în viața veșnică. Și ăsta e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Dragii mei, Asta e lucrarea care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră. Și observați cum se observă acestea toate în viața practică. Dumnezeu ne-a dat mântuirea, dragii mei. Dumnezeu ne-a mântuit. La început v-am dat un exemplu de lucrare de mântuire. Pentru mine, dacă vreți, cea mai mare minune nu-i faptul că se vindecă bolnavi, nu-i faptul că ar învia un mort, cea mai mare minune E când vezi un păcătos înnoit de Duhul Sfânt Și-a dus la viață Ai minune, dragii mei Un om care până aici l-a blestemat pe Dumnezeu Nu a avut nevoie de Dumnezeu Și peste noapte Ce s-a întâmplat, nimeni nu știe Dar la ogorul inimii sale A intervenit Duhul Sfânt Dacă vreți, proverbial Cu sapa aceea sfântă I-a săpat pământul până Cuvântul încolțit Și omul spune Cred în Dumnezeu Ai minune pentru mine, dragii mei Spunea fratele Tipei o întâmplare interesantă, poate să știți dumneavoastră, vă repet în această seară, cu ani mulți în urmă, era tânăr dumnealui atunci, a, a făcut un botez în aer liber. Și zicea dumnealui când s-a terminat slujba după predică, a făcut o strigare după ce a botezat toți candidații. Uite apă, care este următorul? Și n a răspuns nimeni. Și a ridicat vocea a doua ori și a spus, omule, cu pietrile inimitale, tale, n-aș la uite apă, care e următorul? Și n a răspuns nimeni. Deci la treia oară, chiar că am ridicat tonul, cu împietrirea inimii tale, ți-a dus o comoară de mânie pentru ziua de lui Dumnezeu. Uite apă, care e următorul? Și că din mulțime s-a desprins un bărbat. Când a început să vină către noi, ce m-am panicat. Când i-am botezat soția, ne-a spart toate geamurile la biserică. Și când a venit fata lui la botez, m-a sunat noapte și mi-a spus, măi, drace de popă, dacă tu îmi botezi fata, eu intru în apă peste tine, te înjunghi și pe tine și pe ea. Și acum zice, omul ăsta venea către mine. Zice dumnealui, omule, stai cu minte, nu pentru tine am strigat, pentru alții, stai cu minte acolo. dar asta mai convins venea în față. Și o încerc să comic, stai frumos, că nu-i pentru tine. Și o intrat în bazin peste mine. Și acum toți s-au oprit, se uitau la noi, eu încercam să-l să stea liniștit, să meargă înapoi în sală la care el trage microfonul din mână și spune, mai tinere, ai spus că eu am un suflet și s dator în fața lui Dumnezeu. Dacă tu nu mă botezi, eu nebotezat tot nu plec de aici. Mă arunc eu în apă în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, dar eu nebotezat nu plec de aici. Și atunci, dacă am văzut că am ce face cu el, era și mai mare ca mine, l-am botezat a doua zi l-a sunat cineva din cult și a spus, măi, dar cine te crezi tu? Billy Graham, acolo, strigi pe acolo, uite apă, l-ai botezat pe ăsta, nu l-ai catehezat, nu știi cine e, păi cine te acolo? Acum parcă văd cu tine să o termina cu pastorația. Dar zicea dumnealui, a mai trecut încă trei zile, asta a fost duminică, joi dimineață, soția acestui om l-a sunat pe fratele tipei, frate, a Aseară bărbatul meu a plecat la Domnul, dar vreau să spun că a plecat mântuit. Când a dat să moară, a zâmbit, a spus să nu plângem, ne vedem cu Domnul acolo, când ne în, veșnicie. Dragii mei, cea mai mare lucrare e lucrarea de noire care o face Duhul Sfânt și astea lucrări deosebite. Amin. Și noi la Kitchener anul acesta, am văzut astfel de lucrări. Am început, dragii mei, anul nou, în 1 ianuarie, cu un botez în spital. Soțul unei surori din biserică de la noi, care toată viața lui a fost împotriva pocăinței, nu a avut de a face cu Dumnezeu. Un om care a fost atlet, i-a plăcut atletismul, un om care a trăit în lume, soția lui femeie cu minte, din familie de pocăiți, dar omul acesta nu a vrut să se pocăiască. Acum, la vârsta foarte înaintată, ajunge în spital și dă un telefon soția dacă am vrea să venim să facem o rugăciune pentru el. El vroia să venim să-l să vedem. Ne iubea ca frați, dar nu avea nevoie de pocăință. Când făceam câte o masă, o întâlnire, venea și el. Se bucura cu biserica. Dacă era vorba să rămână la adunare, nu rămânea. Mă duc acum la spital să-l vizitez, vorbesc cu el, îi spun că Domnul iubește, că Domnul îl cheamă, se împace cu el, că nu știi când va veni momentul acela, fac o rugăciune cu el. Era cu mască de oxigen, cum era și noi încă cu mască atunci, cum era rânduiala, că era pericol pentru sănătatea lui, și am ieșit afară. Când ies afară, intră soția lui, o plec acasă. Și el întreabă, da unde e fratele păstor? Dar de ce? Păi, vrei să vin înapoi? Da, de ce? Vreau să mă boteze. Dar cum să te boteze? Vreau să vină să mă boteze. Dacă tu vrei, îl chemăm să vină. cheamă să vină. Mă sună sora, eram deja acasă, mă duc înapoi, spre la o oră distanță. Mă duc înapoi să vorbesc cu el. care e problema, frate George? Vreau să mă botezați dacă dumneavoastră vreți. poate, l-am mărturisit, l-am întrebat despre viața lui, ne-a povestit ce a fost. Când l-am mărturisit, dragii mei, a răspuns afirmativ cu certitudine la toate întrebările. Cred că Isus a murit pentru mine. Cred. Și dacă ești de aici și te vindecă Dumnezeu, ce vei face? Vreau să trăiesc viața care mai am pentru Domnul Isus Hristos. Și care a fost mine, dragii mei? L-am botezat pe 1 ianuarie. Imediat după aceea, mai trecut câteva zile, și am avut cine Domnului prima din ianuarie i-am dus cina la spital și la trei ori după ce la cina Domnului a plecat acasă la Domnul. Pentru mine asta e lucrarea cea mai măreață. Când o viață întreagă ai stat nepăsător și la un impuls al Duhului Sfânt ai acceptat mântuirea și Dumnezeu a făcut o schimbare mărit să fie în numele Domnului. Am început anul așa și îl încheiem așa. Acum s-a schimbat. Avem soția unui frate din biserică, care toată viața ei a fost categoric împotriva pocăinței. N-a vrut să audă de biserică cu o foarte mare reținere și împotrivire față de pocăință. Dumnezeu anul acesta a făcut o minune extraordinară tot prin implicarea Duhului Sfânt, prin niște lucrări care le-a făcut Domnul și femeia aceasta care a fost categoric împotriva pocăinței, acceptă să ia botezul în apă. Planificat în duminica cealaltă pe decembrie 8. Minunia mai mare, dragii mei, făcând catihezarea, am văzut o schimbare reală în viața ei. Minunea mai mare că acum două săptămâni, la stăruință, fratele Stelică Sătirian cu fratele Mitică Franciuc au fost împreună cu noi. Femeia aceasta vine pentru prima dată la stăruință în viața ei în a doua seară de săruință. Și când intră în adunare, intră în rugăciune, în primele momente, nu a apucat să zică botează, nu a apucat să stăruie, a început să plângă. Și unii însușitori vin în ea și spune, auzi, crede numai. Și a început să vorbească în alte limbi. A botezat-o Domnul cu Duhul Sfânt. Și, dragii mei, făceam catehezarea cu ea și acum discutam despre botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt. Și zicea dumnea ei, dar ai spus că prima oară ne botezăm în apă, după aia vine Duhul Sfânt. Cum de la mine sunt întâmplat altfel? Da, păi zic, se poate când Dumnezeu vrea să demonstreze că pe cineva o primi, ca în fapte, capitolul 10, Domnul botează cu Duhul Sfânt și ăla e un har extraordinar, că la botez tu mărturisești, dar aici o mărturisi Dumnezeu pentru tine. A început să plângă, o zis, pentru mine a făcut Dumnezeu asta. Dragii mei, asta e lucrarea cea mai extraordinară, că Dumnezeu mântuie oameni, că Dumnezeu mai cheamă la mântuire, că Dumnezeu mai înnoiește, mărit să fie numele Domnului. Acest mare stăpân avea o vie pe o câmpie mânoasă deosebită, el i-a săpat pământul, el a curățat pietrele și o lucrare deosebită care o face Dumnezeu, dragii mei, este această lucrare a mântuirii. El ne-a mântuit, laudă Domnului! El ne iartă, dragii mei! Deja am argumentat, nu mai rămân, mai dau doar un al doilea exemplu. O soră de undeva înspre 80 de ani vine odată la birou pastoral. Avea o durere în inima ei, vis-a-vis -vis o greșeală din anii tinereții ei, care precedea chiar botezul ei în apă. Și a dus toată viața cu aceea traumă trăită în tinerețe. Întrebată fiind a da, când ai botezat, n-ai mărturisit? Păi nu m-a întrebat nimeni. Și nici nu mi-a oferit nimeni să mă mărturisesc. Mă botezat oamenii așa cum m-am botezat atunci. Acum, la vârsta aceasta, acel gând de atunci apăsa asupra minții ei și a mărturisit problema dumnea ei și a făcut o rugăciune pentru ea. După câteva zile ne-am întâlnit la adunare și zicea sora așa, simt că plutesc, simt că pot să-mi iau zborul, Dumnezeu m-a eliberat, Dumnezeu m-a noit, mă simt liberă, vine la adunare, plină de bucurie, că Dumnezeu a eliberat și a iertat mărit să fie în numele Domnului. Dumnezeu ne iartă, dragii mei. Mai face Dumnezeu ceva pentru noi. Dumnezeu ne împuternicește și sproslăvește numele prin lucrarea Duhului Sfânt. Și aici vă dau câteva exemple, doar ca să vă motivez, să vă încurajez, că Dumnezeul nostru cu adevărat este același ieri, azi și în veci măriței fie numele. Cu câțiva ani buni în urmă, era încă fratele Cornel Bârsan în viață, am fost chemați la spital la un băiețel care fusese într-un accident grozav. Familia lui mergea pe autostrada locală în Chiciner, unul băut și drogat, i-a lovit la 240 la oră din spate, i-a aruncat în șanț, sora a murit pe loc, mama copilului, și copilașul la două luni, cum s-a lovit tare în carsit, i s-a umflat creierul foarte puternic. A ajuns la spital, i-au despicat capul în două, se scoată presiunea și un copilaș de două luni, băgat în tuburi, nu mai vedei copilul numai tuburi pe lângă el. Tatălui era în o stare de șoc, soției murise, copilul trăgea să moară. Și ne sună, fiind frați baptiști, ne-au sunat pe noi să veniți la spital să vă rugați pentru copil. Fratele Bârsan era plecat, fratele Hozan era plecat și am căzut eu care să mă duc. M-am dus cu un alt prezbiter la spital și înainte să plecăm mi am rugat și am întrebat pe Domnul și Domnul a confirmat că vrea să lucreze. Am ajuns la spital, sunt și o tată, am nouă copii, ne vine al zecelea. Eu îmi dau seama ce înseamnă durerea unui părinte. Când m-am uitat la acel copil mi s-a zdrobit inima, am venit să plâng. Era un copil care n-avea nicio de. Doctorii au spus nu are nici o șansă de viață lui n-am putut să-i spună, că era frică, că era în stare de șoc. I-au zis că 50-50, 50-50, dar realmente n-a nicio șansă de viață. Ne-am uitat la situația de aceea, ce poți să faci? Ce putere avem noi ca și oameni să schimbăm traiectoria vieții unei persoane? Dar, dragii mei, am făcut ce putem noi să facem ne-am rugat la Dumnezeu care e viu. Și acolo în spital am făcut o ungere cu un de și o rugăciune simplă, cum se face la spital. Ce m-a impresionat și chiar uimit, că după câțiva ani de zile, acum acest frate văduv s-a recăsătorit cu câțiva ani în urmă și a, fiind la căsătoria lui, verișorul său, care era prezent atunci la spital, lucrând în poliție, om nepocăit și în ziua de azi, mărturisește el tu ai văzut atunci la spital ce s-a întâmplat? De ce să văd? Păi tu n-ai văzut. Zic, eu mă rugam, ce să văd? Eu eram cu ochii închiși. În timp ce voi v-ați rugat, în tot spitalul s-a făcut o lumină foarte mare. Eu am văzut-o cu ochii mei, el. Dar nu tu... a văzut nimeni asta. Asta vedea el. Duhul Sfânt i-a dat și lui o dovadă netăgăduit că Dumnezeu există și real. Minunea mai mare, în schimb, dragii mei, știți care a fost? Că doctorii au spus că copilul nu are nicio șansă. N-au trecut decât câteva zile. Și copilul a început să respire fără ajutor aparatelor. Au zis, și dacă va trăi, nu va putea să mănânce niciodată. A mai trecut câteva zile și a început să mănânce. Și dacă va mânca, nu va putea să miște. A mai trecut câteva zile și a început să miște mânuțele și picioarele. Și dacă va umbla, nu va să audă nimic. Și să... La ora actuală, copilul acela, dragii mei, aude, vede, umblă. A rămas cu acele urmări acelui accident. Dar Dumnezeu i-a dat viața, demonstrând că Domnul este toată puterea puterea în și pe mânt, mărit să fie numele Domnului. Astea le face Duhul Sfânt, dragii mei. Astea sunt lucrări de slavă care Dumnezeu le face în viața noastră. Și vreau să vă spun, dragii mei, că aceste lucrări nu le-a făcut Dumnezeu acum 100 de ani, 50 de ani, noi așa trăim cu o nostalgie românii, că numai noi puteam să o inventăm. Cântăm de nostalgie, trăim în nostalgie, am spus deseori, am venit în America cu visul american în inimă, să mâncăm și noi ce mâncă americanii, ciocolată americană, să ne bucurăm de America. Și românul veritabil mâncă tot eugenia din România și în America. Trăim cu nostalgie în inimă, dragii mei, și am băgat-o și în penticostalism, cântăm cu nostalgie, mai adă doamne acele vremuri din trecut, cântare frumoasă, mi-o place foarte mult, Aș vrea să-i trăiesc sentimentul. Dar, dragii mei, ascultați-mă: Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al prezentului continuu. Dumnezeu nu a fost Dumnezeul de atunci. Nu a fost. Tocmai de aceea spunea în Sfânta Scriptură, când se prezintă ca Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, nu este Dumnezeul unor morți, pentru că ei sunt vii înaintea Lui, ele sunt Dumnezeul al prezentului continuu, măriți să fie numele Domnului. E Dumnezeul care a lucrat în anii 20, 50, anii 2000, lucrează în 2024, că ăsta e Dumnezeul nostru, măriți să fie numele Și ca să vă dovedesc că așa este, Vă spun că în anul acesta, 2024, până în data actuală, avem înregistrat la Kitchener 65 de cauze de mulțumire, care le-am scris jos să nu le uităm. Din cele mai multe dintre ele sunt cazuri concrete de vindecare făcute la ungere cu un de lemn, demonstrând că Dumnezeu este viu și lucrează, dragii mei. Și acum vă dau câteva ca să vedeți că e reală treaba. mergem în... Asta toate în anul acesta. Mergem într-o familie, chemați pentru o altă familie care era într-o nevoie foarte mare. Sora se simțea foarte rău. Oamenii aceștia n-au rude, n-au prieteni, n-au pe altcineva și familia aceasta, cu dragoste, i-a luat la ei ca să-i ajute. Ne-au chemat să mergem la ei să ne rugăm. Când am ajuns, facem rugăciunea pentru cei în cauză, dar familia gazdă avea și ei nevoia lor. Și eram împreună cu un alt prezbiter, hai să ne rugăm și pentru sora de casă. Ea spune, de câteva vreme bună de timp are o hemoragie continuă, de-abia mai stă pe picioare, opt copii în casă, unul cu probleme, nu mă simt bine absolut deloc, nu-mi găsesc starea, dacă Dumnezeu nu mă ajută, eu n-am ce face, la doctor o fost, nu poate ajuta. În seara aceea s-a făcut ungerea cu un, un de lemn și pentru această soră care era cu hemoragie. Din ziua aceea, Dumnezeu s-a atins de ea, i-a reglat sistemul și a mărturisit Dumnezeu de atunci m-a vindecat, mărit să fie Domnul. Amin. Asta e preț de câteva luni în urmă. Am mai trecut câteva săptămâni de atunci, de la întâmplarea aceea, altă situație. Vine o soră la adunare care spunea că mâna ei a ajuns într-o stare în care nu mai poate ridica dureri foarte mari, s-a dus la spital, s-a dus la doctor, analize, i-au dat injecții cu steroizi, cu toate alea, nu putea mișca mâna, dureri non-stop. Și au zis terapiștii, undeva la luni de zile, cu terapie intensivă și cu tot va reuși să ridice mâna cât de cât, dar nu full. În aceea zi la adunare, într-o zi de duminică, cu frații împreună, am făcut ungerea cu un de lemn. După aceea, dragii mei, la câteva zile ne-a sunat, din momentul când s-a făcut ungerea, am plecat acasă, am început să că încăpăr mâna, de atunci am full motion și a făcut-o Dumnezeu pe loc, nu luni de zile, că Dumnezeu lucrează mărit să fie numele Domnului. Vine o soră la adunare, într-o zi de duminică, am avut cina Domnului, îi spune fraților, vreau să vă rugați pentru mine. De ce? Am niște dureri foarte mari, am fost la doctor, am pietre la rinic, mă doare groaznic, doctorii, cum au ei, stilul lor, te ajută, nu te ajută, n-am ce face, vă rog să vă rugați pentru mine. S-a făcut cu un de lemn pentru ea și au trecut câteva săptămâni și n-am mai discutat cu sora. Într-o zi vine la spune, știi că din ziua aceea când mi-ați făcut un atunci pe loc m-au lăsat durerile și Dumnezeu m-a vindecat, n-am mai avut nicio durere și la o zi după aceea am văzut eliminat ca un fel de praf care n-am simțit absolut nimica. Ce n-au făcut doctorii cu medicina modernă, a făcut degetul lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Domnului. Soția mea e prezentă aici, devin și o pendicostal veritabil. Soția mea să vă spune ea că așa este. E prezentă de față, dragii mei. Este gravidă. Când a fost la primul ultrasound, după primele analize, au depistat că ceva nu arăta co corect în sacul amniotic și probabil ceva crește. Drept vorbind, doctorii au fost foarte îngrijorați vis-a-vis de ceea ce se observă acolo. Ea a zis, vreau să mi se facă ungerea. Într-o zi de marțiară, după ce am terminat rugăciunea cu biserica, împreună cu frații slujitori, am făcut ungerea cu un de lemn. Asta au fost marți. Vineri au fost din nou la ultrasound și când au venit rezultatele, n-au mai găsit absolut nimic anormal. Tot era perfect. Dumnezeu a intervenit, mărit să fie numele Domnului. Asta e de câteva săptămâni vechi, asta și mai nou. un băiat se mută înapoi din România și vine înapoi în Canada, au locuit în Canada, s-a mutat în România și acum vine înapoi, vine și familia lui în dată. Și de când a venit înapoi în Canada, undeva în septembrie, până luna octombrie, o lună în fiecare zi, niște migrene și dureri de cap groaznice. Nu putea nici măcar să meargă la școală, nici să studieze, s-a dus la spital, au făcut analize, doctorii nu știau ce are. I-au dat calmante, calmantele un pic amurțea, dar nu pleca durerea, dureri foarte mari. Și zice el, se poate face ungerea? Se poate, că asta e de la Dumnezeu, nu de la noi. A venit la adunare, într-o marțiară, după biserică, s-a făcut ungerea cu un de lemn. Și acum câteva zile nu urmă îmi scriu un mesaj, frate Andrei. Din ziua când s-a făcut ungerea cu de lemn, n-am mai avut nici o durere de cap. Dumnezeu m-a vindecat pe deplin. Măriți să fie numele Domnului! Ascultați-mă foarte bine, dragii mei, ca nu cumva careva să aibă vreo idee greșită vis-a-vis -vis de ce v-am spus. Spune în fapte, în capitolul 3, anume cu versetul 12. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului, bărbați israeliți sau frați de la ghețimani, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am făcut pe omul acesta să umble? De ce vă gândiți că la noi puterea, sau, mă, noi suntem mai sfinți, auzi, cu cernicia noastră, păi noi am postit, nu ca voi ceilalți, noi am stat înaintea lui, nu ca voi ceilalți. Dragii mei, cel ce face lucrări de slavă este Domnul Dumnezeu. Am zis-o de N ori și o mai spun și în această seară. În momentul unei ungeri cu un de lemn, ascultați-mă bine, Mâna slujitorilor este doar reprezentanța fizică pentru cei care vor să vadă a mâinii lui Dumnezeu. Mâna noastră nu are nicio putere. Mâna lui nu o vedem, ea prezentă. Și ca să ne ajute Domnul pe noi să vedem ceva, ne-a îngăduit nouă să punem mâna și noi doar reprezentăm mâna sfântă a lui Dumnezeu. Cel ce atinge bolnavul e Domnul Dumnezeu. Cel ce vindecă bolnavul e Domnul Dumnezeu. Și cel ce în această seară reprezintă la Ghețimani e Domnul Iisus Hristos. Mărit să fie în numele Domnului. Și Domnul mai vrea să lucreze și în această seară în schimb, închei prin ce spune Isaia. Acum, dar, dacă toate astea le-a făcut Dumnezeu, dovezi de netrăgăduit, lucrări de slavă, înviorare, Duhul Sfânt, o seară minunată, cu cântări, cu prorocii, cu ce vreți dumneavoastră, ce nu ne-a dat Dumnezeu? Zice Domnul, cum de mi-a făcut struguri sălbatici în loc de struguri buni? Acum, hai judecați voi între mine și via mea, Domnul spune, priviți la tabloul acesta și răspundeți acum voi, ce-aș mai fi putut face vii mele și nu i-am făcut. Aș traduce, ce mai putea să facă Dumnezeu bisericii din ghețimani și nu a făcut Dumnezeu? Va da dat Dumnezeu lucrări deosebite, v-a încununat Dumnezeu cu har, aveți oameni deosebiți, oameni de care toată lumea se bucură, aveți dumneavoastră în adunare, fanfară, aveți cor, s-a cântat frumos, aveți oameni care predică Evanghelia, aveți un locaș frumos de închinare. Ce nu va da Dumnezeu și ce mai putea să dea Dumnezeu pentru biserica din Ghețimani? Și spune mai departe Domnul, pentru ce a făcut struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Dragii mei, ascultați-mă foarte bine. Când este vorba despre rod, rodul care noi trebuie să-l facem, acela îl facem noi. Dumnezeu va face tot ce e necesar afară de a face rodul propriu zis. Ăla trebuie să iasă din noi. Dumnezeu ne sapă, ne udă, ne ajută, ne vorbește, ne întărește, ne dă har, ne dă Duhul Sfânt, ne vindecă. Dar rodul trebuie să iasă din noi. Citiți Ioan capitolul 15. Dacă rămâneți în mine, veți face mult rod. Dacă nu rămâneți în mine, nu veți face rod. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă rămâne în voi cuvintele mele, veți aduce mult rod. Cine aduce rodul? Tu care ai fost mântuit. Și acum apare o întrebare. Cum s-ar putea ca unul mântuit, de aici din Ghețiman, plin de har și de adevăr, botezat cu Duhul Sfânt, jet pe jet, penticostal, să aducă roade străine? Știți cum, dragii mei? Ne spune în Galatenii în capitolul 5 că firea pământească luptă împotriva Duhului și Duhul luptă împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Știți că în mântuire, dragii mei, noi încă n-am intrat în glorificare? Noi încă suntem în procesul sfințirii? S-a spus mai devreme, noi suntem deja sfinți prin Domnul Iisus Hristos, laudă Domnului. Pozițional, noi suntem sfinți. Dacă ar fi să murim acum, în baza jertfei lui, noi suntem mântuiți. Practic vorbind, noi suntem în etapa a doi, care este etapa sfințirii. Adică transformațional să devenim ce am devenit pozițional. Și asta înseamnă că în fiecare zi noi tot creștem spre mântuire. Și vom ajunge desăvârșiți, perfecți, în ziua când vom ieși din sfera aceasta și vom fi îmbrăcați în trupuri noi de slavă, și vom fi ca El, zice Biblia. Până acolo, noi încă suntem în luptă. Noi încă avem de-a face cu firia pământească. La o conferință tineret, tema a fost lupta firii pământești. Și a venit și un frate, Gheorghe, de 80 de ani. Și un băiat mai îndrăznesc spune, dar ce face fratele Gheorghe la conferință tineret? Că oricum fratele Gheorghe nu mai are de-a face cu lupta firii pământești. La care fratele Gheorghe spune, auzi băiete, Firea pământească moare când mor și tu. Câtă vreme trăiești, încă ești în fire. Și asta e realitatea. Observați că până în ziua când închidem ochii, noi încă trăim în trup. De aceea spunea Pavel, am fost răstinit împreună cu Hristos și Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup. Eu încă sunt în trup. Încă n-am aripi. Încă n-am depășit sfera aceasta. Și de aceea încă sunt în luptă. Duhul luptă împotriva firii și firea se răzbună, se răfulează împotriva Duhului. Cine câștigă? Pe cel care dai voie să câștige. Eu acum, în momentul mântuirii, mi-am pierdut libertatea și autonomia și m-am făcut rob al lui Dumnezeu, rob al neprihănirii. Încât, dragii mei, nu mai comand eu. Până aici, la mântuire, am spus voia mea. Facă-se voia mea. Dar din momentul mântuirii, eu spun, facă-se voia Domnului. Și acum, dragii mei, întrucât îl las tot mai mult pe Dumnezeu să-și facă voia, voi rodi ceea ce vine din Duhul Sfânt. Întrucât se interpune firia mea pământească, vor ieși roadele și faptele firii pământești. Și acum aici vine distinția. Întrucât lași mai mult pe Duhul să lucreze, asculți de Duhul, calci la pas cu Duhul Sfânt, vei rodi neprihănirea. Al minteri, va ieși firia afară din tine. Ei, dragii mei ascultători, prin acea listă din Galaten, capitolul 5, ne putem evalua cât de spirituali suntem sau cât de firești suntem. Nu ne mai comparăm între noi vis-a-vis -vis de comportamentele noastre și prin asta definim noi spiritualitatea sau nu. Că la câte unul, a fi pocăit înseamnă să ai telefon flip, ca să nu cumva să fii mândru că auzi iPhone. Dragii mei, astea sunt puierile. adevărate evaluare vine în lista aceea. Observați, rodește în tine firia sau rodește Duhul Sfânt. Cu cât mai mult e Duhul Sfânt, cu atât mai duhovnicesc ești. Cu cât mai mult dai voie firii, cu atât mai firesc devii mântuit, născut din nou, botezat cu Duhul Sfânt, vorbit în alte limbi, firea pământească încă luptă în viața noastră. De aceea spunea Domnul, ce-aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Răspundeți voi, ce n-a făcut Dumnezeu ca să trăim pentru El? Ne-a dat Dumnezeu tot, tot ce am avut nevoie. Dacă am rezumat cel puțin viața creștină la seara aceasta, a, păi Dumnezeu a fost nu bun, deosebit de bun cu noi. Ne-a dat har, bucurie, cercetare, ne-am rugat cu toți, am simțit prezența Duhului Sfânt. Dragii mei, ce putea să facă Dumnezeu mai mult ca să-l ascultăm? Seara asta se va încheia în curând. Ce se întâmplă mâine? Hai că vine duminică. Ce se întâmplă luni? Dacă ne întoarcem înapoi la firea pământească și la poftele noastre, vom rodi tot firea și se va găsi la noi struguri sălbatici în ciuda investiții spirituale. Dar dacă vom rămâne conectați de gustul serii acesteia, va rodi Duhul Sfânt în noi. Se va vedea tot mai mult puterea Duhului Sfânt în viața noastră și Dumnezeu ne va cerșta pe mai departe. Aș încheia cu un salut binecuvântat. Spunea Sfântul Apostol Pavel în 2 Timotei 4,18 Domnul Mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în Împărăția Lui Cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.